Mai multe investiții importante pentru comunitate sunt în derulare în Ocna-Sugatag. Una dintre acestea este reabilitarea și modernizarea primăriei. Fondurile au fost obținute prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și din bugetul local. Acest proiect a început în urmă cu 3 luni, iar lucrările exterioare sunt pe ultima sută de metri. Se mai lucrează la amenajarea curții. După cum se vede, se continuă lucrările de reabilitare a primăriei. Am finalizat acoperișul, partea exterioară, inclusiv iluminatul ornamental. Acum se lucrează la interioare și la curte. În scurt timp se va trece la lucrările de interior. Se vor face grupuri sanitare noi, schimbarea instalației electrice, tencuieli. Ușile și parchetul vor fi înlocuite cu altele noi. Se preconizează ca, până la sfârșitul anului, imaginea acestei instituții reprezentative a localității Ocna-Sugatag să fie una nouă și modernă.